Rusia își continuă atacurile asupra estului Ucrainei în ciuda iernii, iar miza este în continuare orașul strategic Bahmut. Forțele ruse continuă să câștige teren în jurul localității, în ciuda pierderilor mari. Și pentru prima dată, în 4 luni, armata rusă a inițiat un atac și în direcția orașului Kharkov. În paralel, Rusia continuă să bombardeze orașele și infrastructura energetică din Ucraina. Se dau lupte crâncene în localitatea din jurul orașului Bahmut din regiunea Donetsk. În ciuda iernii, Rusia continuă să trimită forțe proaspete pentru a ocupa localitățile limitrofe orașului Bahmut. Numai puțin de 12 localități au fost atacate aproape simultan de forțele ruse din Donetsk. 5 dintre ele au fost respinse de forțele ucrainene, în timp ce un altul ar fi reușit să străpungă apărarea. Și armata ucraineană ar fi lansat 5 contraatacuri, iar potrivit părții ruse, toate ar fi fost respinse. Orașul Bahmut se află într-un punct strategic în Donetsk, iar controlul lui ar oferi acces către orice direcție din estul Ucrainei. Armata rusă atacă însă orașul de cel puțin 4 luni, timp în care a suferit pierderi foarte mari. Dar pentru prima dată în 4 luni, forțele ruse au atacat și în regiunea Kharkov. Vizata a fost o localitate situată la 40 de kilometri de orașul Kharkov, iar atacul a fost respins. Așteptările sunt însă ca astfel de atacuri să mai aibă loc. În acest fel, armata rusă ar încerca să prevină o concentrare de trupe ucrainene în alte zone ale frontului. Simultan, Rusia continuă să bombardeze și așezările din estul regiunii Donetsk și nord-estul regiunii Kharkov. Vizate sunt zonele civile și infrastructura energetică. Peste 1000 de obuze și rachete au lovit până acum infrastructura energetică ucrainană, iar doar în ultimele zile au fost afectate 350 de instalații de gaze naturale. De altfel, președintele rus Vladimir Putin a transmis că bombardamentele asupra infrastructurii energetice a Ucrainei vor continua, în replică la distrugerea parțială a podului Crimeei.